mare vieții, noi plutim spre veșnicie, spre limanul fericirii, limanul răsplătirii, limanul unde o să ne întâlnim cu Domnul Iisus. Adesea, pe această mare, e liniște, e soare, e frumos și plutim spre veșnicie. Dar dintr-o dată, cât e o dată, vin vânturi, vin valuri și valurile vin în corabia vieții noastre. Și corabia este amenințată să se scufunde. Și nu puține vase au naufragiat. Ucenicii erau și ei pe Marea Galilei. Domnul dormea la cârmă. Și s-a sârnit vânturi și valuri și corabia era amenințată să se scufunde. Și ucenicii s-au dus la Domnul și l-au deșteptat și au zis: Doamne, nu-ți pasă că pierim? Domnul s-a ridicat, a certat vântul și marea și a zis: taci, fără gură. Și marea s-a liniștit. Ucenicii s-au mirat atunci. Cine este acesta? De poruncește cu stăpânire și autoritate și mării și vânturilor și ele l-ascultă. Dar mă întreb, nu ei l-au sculat pe Domnul și au zis: învățătorule, nu-ți pasă? Și Domnul le-a zis: puțin credincioșilor. În altă împrejurare, după ce Domnul Iisus a mulțit pâinile în pustie, i-a forțat, i-a împins pe ucenici să urce în corabie, să treacă în partea cealaltă. El era pe țărm și se ruga, iar ucenicii se chinuiau cu vâslirea pentru că vânturile le era împotrivă. Domnul Iisus a văzut lucrul acesta și s-a dus la ei pe mare, făcându-se că vrea să treacă pe lângă ei. Ucenicii s-au înspăimântat și au zis că văd o nălucă. Și-au țipat. Dar Domnul i-a zis: nu vă temeți, eu sunt. L-au luat în corabie și marea s-a liniștit față de ei. Iubiții mei, pe marea vieții o să avem furtuni, o să avem valuri și vânturi și primejdie mare în corabia vieții noastre. Ucenicii l-au luat pe Domnul în corabie. Noi trebuie să luăm pe Domnul în corabia vieții noastre, coraba familiei noastre. Și în felul acesta, vânturile și valurile se vor liniști și noi vom ajunge fericit la țărm. La țărmul unde ne așteaptă răsplătirea, la țărmul unde este veșnicia, la țărmul unde vom fi totdeauna cu Domnul nostru. Până atunci, să-L avem pe El în corabia vieții noastre, să cârmuiască El corabia noastră. Noi oricât ne vom chinui, ucenicii s-au chinuit cu vâslirea și noi ne chinuim adesea cu inteligența noastră, cu capacitățile noastre. Suntem numai oameni. El este acel care a creat marea. El este stăpânul mării și marea din viața ta și din viața mea este sub autoritatea Lui. Și să ne punem dar noi sub autoritatea Lui. Și dacă vom fi sub autoritatea Lui, dacă îl vom avea în corabia vieții noastre, marea se va liniști, vânturile se vor liniști și noi vom ajunge siguranță la țăr. Dacă nu-L avem pe El în corabia vieții noastre, avem șansa să ne scufundăm. Ne vor izbi valurile și vânturile de stânci și vom naufragia și ne vom mâneca. Vino, Iisuse, în corabia vieții noastre astăzi. Vino în casa noastră, vino în mintea noastră, vino în viața noastră. Te rugăm și te îndemn și pe tine, dragul meu. Cheamă-L pe Iisus în corabia vieții tale astăzi. Și în felul acesta vom ajunge fericit la țărm. Doamne, ajută-ne!